Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Foarte interesant, un studiu făcut în România arată că majoritatea angajaților plătiți și-ar dori un salariu cu 34% mai mare decât au acum pentru a fi mulțumiți cu cât câștigă. Da. Da. Adică... E de acord cu tine în dimineața asta venitul, cu tot. Da. Vorbim despre media aici, da? Venitul mediu real al respondenților este de 4.349 de lei pe lună. Și salariul pe care și-l doresc este medie de 5.823 de lei. Adevărul e că, mă rog, cam 1.500-1.000 și cam puțin peste 1.500 de euro. Și adevărul e că în majoritatea orașelor mari ale României, un venit net lunar de aproximativ 1.500 de euro ar fi probabil necesar pentru un trai rezonabil. Știi că 1.500 de euro sunt 7.500 de lei ăștia. Sunt... 1.500? Se bucură de 5.800, deci sub 1.200. Nu mă, stai. Păi ce? Ba da, ai dreptate. Așa e, da. 6.000, sub 1.200, pe acolo. Dar e cam bine acolo, să ne punem, da, standardele mai sus. Exact, 1.500 ar fi bine. Tu gândești bine. Da. Cam așa ar fi. Valoarea asta, 34% creștere, sau cât le lipsește, că oamenii spun, bă, dacă aș avea încă o treime în plus, m-aș descurca mai... Aș fi ok. Da. Poate fi privită și din alt unghi. Dacă luăm în considerare așa numită regulă 50-20-30, despre care se tot vorbește, adică 50% din venituri cheltuieli pentru nevoi esențiale. Facturi, rate, obligații și așa mai departe. Bani de care... Da, de care nu poți să fugi. 20% pentru economii și 30% pentru dorințe. Vacanțe, cheltuieli opționale, un iPhone nou pentru Luca. Deci rezultă că medie românilor le lipsește exact partea care aduce distracția în viață. Asta ar însemna. Adică oamenii au de ales. Ori nu mai economisez nimic, ca să se poată distra un pic, ori pun bani deoparte, dar nu mai au nicio bucurie de pe urma salariilor pe care le câștigă. Nu merg mai departe și spun, bine, ok, până la urmă, știi, dacă e să fii cinic, zici că fiecare... că nu poți cheltui mai mult decât ai și că atare din ce ai ar trebui să economisești cumva, mă rog, asta e o altă discuție. Rezultatele aceluiași sondaj arată că mai mult de jumătate dintre români, adică 53%, intenționează să-și schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni. Nu te uita la mine, că nu plec nicăieri. Mă uit și la Zaf. Nici el nu pleacă, nici Zaf nu pleacă. Da. Mă uit că interacționez și eu cu voi. Da. Ce părere aveți despre asta? Păi, eu o părere bună, am oamenii înțeles. Oamenii e singura variantă ca să-ți crească venitul, din păcate, din ce am văzut eu în jurul meu, e să te miști. Dacă stai în același loc de muncă... Serios? Venitul nu prea crește, că așa e politica managerială. Nu, să știi că sunt companii care au... în care se poate progresa. Eu am trecut prin astfel de companii în care poți se să... poate, da. Da, dacă... Dar nu poate toată lumea. Că nu e loc de progres profesional, ierarhic mă refer, pentru toți angajații, că nu au toți unde să se ducă, nu pot deveni toți șefi. Și atunci, dacă vrei să pe palierul tău să îți crească salariul, trebuie să te miști de la o corporație la alta, că vorbim aici despre corporații în general. Da, acum depinde de corporație. Nu, crezi eu că... cred că aveți amândoi dreptate. Da, crezi că patronii ar trebui să răsplătească periodic și loialitatea angajaților? Adică din când în când să spună, bă, ăsta stă de 5 ani, hai să mai dăm ceva? Loialitate, randament. Dar nu okay. Neapărat să răsplătească, să țină pasul cu piața. Adică dacă există alte locuri unde... se câștigă mai bine în aceleași poziții, nu? Uh-huh. De ce să-l forțezi pe angajatul tău să își caute de-l ducă, uh-huh, când îl poți, da, de ține că fiecare... cu un efort mai mic financiar, știi? Cu toții știm, cred că în foarte multe organizații se întâmplă să vină cât un angajat nou pe salarii mai mari. Un salariu mai mare decât salariul celui, da, care a plecat. Și mai, da, puțin pregătit. Da, bine, eventual. Sau poate cine știe. Poate depinde. Da. Angajatorul a găsit pe cineva mai calificat, mai bine calificat decât ăla care a plecat și care oricum era obosit, era prăfuit, nu mai avea niciun chef de treabă și atunci mai bine l-ar să plece. Păi da, bine, sunt situații și situații, dar gândește-te că există contextul ăsta. Tu câștigi, să zicem, 5.000 de lei, uh-huh, la un loc de muncă și un angajat simil pe postul tău în altă parte are 7.000. Uh-huh. Tu probabil că dacă angajatorul tău ți-ar oferi 6.000 de lei, ai prefera să rămâi aici, că știi locul, ești obișnuit, ai un confort. Pe când asta nu prea se întâmplă. Adică până nu faci pasul ăla, tu te duci la cu 7.000,
stai acolo niște luni și până te întorci la asta, ești de 8-9 mii, că am văzut situații de astea și o dată. Da. Poate că angajatorul vrea să fără tâmpenie. Poate angajatorul vrea să scape cumva de tine și potrivit codului muncii din România să dai afară pe cineva este foarte complicat. Adică te expui la procese pe care de obicei cel dat afară le câștigă. Asta mă mai liniștește. Bine, noi vorbim de situațiile în care angajații chiar merită banii. Da. Ce își doresc românii de la locul de muncă? Își doresc așa, acest e un sondaj citat de economedia.ro. Românii își doresc așa, un salariu stabil plus plăți suplimentare. 63% dintre respondenți. Adică diverse bonusuri, sporuri, bonuri, avantaje în plus, în plus, da, bonuri, poate mașini bani de ochelari, serviciu, poate, da, bani de ochelari, chestii de-astea. Mașini de serviciu. Să le ofere un echilibru între viața profesională și cea personală, 41%, adică să nu-i chinuie toată ziua, când la muncă sunt la muncă și după aia lasă-mă și pe mine să-mi văd de viață. Și un program flexibil sau posibilitatea de a lucra la distanță, 35%. Aici acum un alt... se pune mare preț pe chestia asta. Adică... Da, un fenomen foarte interesant e post-pandemic. Mulți da. Angajați au descoperit că se poate lucra foarte bine de acasă și nu te mai trambalezi de colo-colo, nu mai pierzi vremea, nu mai pierzi bani ca să te duci la serviciu. Da, da, și pot să vă spun din sursă sigură că au ajuns oamenii să refuze bani buni dacă nu au măcar o zi de acasă. Deci nu mai sunt dispuși să vină 5 zile pe săptămână la serviciu, indiferent de salariu. Da. Ce înseamnă un loc de muncă bun? Și ce înseamnă un loc de muncă rău? Aș vrea să vă gândiți, să răspundeți la întrebarea asta, să intrăm în dialog. 0372069599. Nu vrem neapărat detalii despre locul de muncă pe care îl aveți în momentul ăsta, ci în general, ce înseamnă un loc de muncă bun și ce înseamnă un loc de muncă rău. Te referi la ceva anume sau vrei o medie între venituri, condiții de muncă, nu, colectiv, pregătire și așa mai departe? La liber alese. Bine. Practic, fiecare din cei care vrea să ne sune acum trebuie să gândească la asta. Ce înseamnă să ai un loc de muncă bun și ce înseamnă să ai un loc de muncă rău? Pentru că pentru fiecare criteriile diferă. Așa. De exemplu, eu nu-mi doresc beneficii suplimentare la contractul meu. Nu mi-am dorit niciodată, uneori le-am primit, dar nu le-am cerut. Adică prefer să câștig banii suficienți ca să-mi aleg eu ce beneficii vreau. Pentru că, știi, am avut angajatori care mi-au oferit asigurări medicale, private. Și zici, mamă, ai asigurare medicală privată, până când trebuie să o apelezi. Și descoperi că, de fapt, aia are niște limitări pe care tu nu le știai, pentru că nu ți-ai negociat tu asigurarea medicală respectivă. A venit într-un pachet. Da. Mașină de serviciu, că asta era venit cu o funcție. Și te-a obligat să o cumperi. Da, și pentru că aveam și eu mașină, am vândut-o, că ce să fac, dar nu stăteam cu două mașini, da? Până când, într-o zi, au zis, ori cumperi mașina asta săptămâna asta, ori trebuie să ți-o luăm. Nu avea legătură cu funcția. Adică asta era, s-a schimbat regula în toată compania. Și brusc a trebuit să cumpăr o mașină care, pe care pe mine nu mă interesa de fapt. Adică nu era genul de mașină pe care să mi-l doresc eu. 0372069599. Ce înseamnă un loc de muncă bun? Ce înseamnă un loc de muncă rău? Sunați-ne să vorbim despre asta și dați-ne și mesaj audio pe WhatsApp la 0728 3132. Iată mesaj de la un amic apropo de beneficiile pe care ți-l oferă angajatorul. Răul cunoscut actual este mult mai sigur decât binele necunoscut și viitor. E foarte filosofic. Da. După care spune, în afară de pensia privată, care are condiții extraordinare, eu am semnat că fac opt-out, adică nu mă interesează, de la toate celelalte beneficii oferite de angajator în favoarea mai multor bani la salariu, să-mi pot eu cumpăra și negocia serviciile și produsele de care am nevoie. Mișto compania, nu? Păi adică da, zis, uite, avem chiar pachetul ăsta și el a zis nu. Vreau eu banii ăștia și negociez eu. E adevărat că asta presupune și efort de documentare după aceea. Unde se depune CV-ul? Se depune, da. Da. Hai să vedem mesaje. Da. Bună dimineața, dragilor. Claudiu din Brașov. În primul rând înseamnă respect. Bun. Respect și plătirea salariului la timp, un mediu de muncă prietenos, stabil, oameni care nu țipă și nu urlă la tine și care te tratează așa cum trebuie să tratezi un angajat. Nu înseamnă, nu știm cine e. Nu știm cine e. Bine, și dacă ai respect, dar mor de foame cu salariul ăla, ce face? Nici așa nu-i bine. Bună dimineața, fraților, Marian sunt din Elveția. Păi e simplu. Un loc rău de muncă e ăla unde nu câștigi bine și un loc bun de muncă e unde ai un salariu bun și te satisfaci. E simplu. V-am salutat. Mariane, te-aș pune la o masă cu ascultătorul nostru de mai devreme.
să vorbiți despre respect și bani. Adică banii sunt totul, sunt locuri de muncă mizerabile, cu șefi nenorociți, împuțiți, cu colegi nașpa, dar bine plătite. Cât stai acolo? Bine, sunt locuri similare și prost plătite. Daniel, bună dimineața! Salut, Daniel! Bună dimineața! Condiții de muncă, pentru aia și oferi cel mai mult. Ce înseamnă? Adică, ce înțelegi prin asta? Adică, de exemplu, în domeniul în care lucrez, eu mi-aș dori în toate clasele în care predau table inteligente. Aha. Ce predai? Și matematică. Dar matematica și se poate preda, cum să spun, avea un profesor de matematică, ne-a predat cursuri din... Adică n-a scris nimic, ne-a pedepsit. Nici n-ai nevoie de tablă pentru asta, serios. Un profesor de analiză matematică la Politehnică, pentru că nu i-a șters tabla, a zis, ok, nu scriu nimic pe tablă, apucați-vă și scrie. Și a ținut un curs de 2 ore din cap. A fost ceva uluit. Dar știu, dar la copii de clasa 5-a, 6-a, e cam dificil să, să le predai fără a le scrie. Deci bază materială, asta vrei să spui. Da, 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 îmi doresc foarte mult în toate... Am într-o școală predau și am tablete inteligente și este ceva extraordinar și pentru mine și pentru copii. În altă școală, Creta, celebra Creta și celebrele marcare. Dar să sesizezi diferențele între cele două locuri atunci când te uiți la copii și la cât acumulează? Da, bine, la început, acum li se pare ceva normal celor care, care sunt în clasele în care lucrez cu tablete inteligente. Da, asimilează mai ușor, pentru că poți să le proiectezi altceva. De exemplu, să faci un desen 3D la geometrie în spațiu, ceva extraordinar. Da, corect. Ceea ce într-o clasă clasică nu ai această posibilitate. Cu videoproiector ceva mai dificil. Am înțeles. Uite, de-aia n-a mers la mine la matematică, pentru că n-aveai tablă inteligentă. Cine avea doar... Emanuel, și salut! Tablă. Salut! Salutare, băieți! Bună dimineața tuturor și ascultătorilor voștri! Bună! Ce pot să zic? Lucrez ca șofer distribuție. Da. Am un salariu împreună cu bonurile, cu tot, în jur de 3800. Dar ce bonuri primești? Adică la ce bonuri te referi? Bonuri de masă sau bonusuri? Bonuri de masă. Da, bonuri de masă. Cât e bonul de masă la tine? 40 de lei. 40 de lei. 30 și... Ok. Și... Pot să zic că până anul trecut, sincer, mi-ajungeau banii. Și acum nu-ți mai ajung. Pe anul ăsta, nu. Da. Am ajuns să trag de ultima 100 de lei încă o săptămână până iau salariu. În ce oraș locuiești? În București. Aoleu, e nasol, este un oraș... Pe fapt, voluntari. Nu în București. Și care e planul? Ce te gândești să faci? Păi, locul de muncă este foarte bun. În primul rând, există respect din partea angajatorului, directorilor și toate astea. Nu te sâcâie nimeni la cap, ai o cursă de făcut. Da, dar cu respectul, respectul nu e primit la factura de curent, nu? Sincer, sunt foarte mulți factori. Nu că vreau să... Am fost și eu antreprenor, știu cum este. Am avut un magazinaj, s-a închis de mult, nu mai mă interesează chestia asta. Una peste alta, ești mulțumit? Una, în afară de salariu, ești ok? În afară de salariu, sunt foarte ok cu locul de muncă. Mulțumim. Perfect. Dragoș, mai avem doar câteva secunde, te rog. Neața. 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 Salut, Dragoș. Păi, ce vreau să zic, de la un punct să știți că nu banii sunt totul. Cred că asta contează și e de reținut. Pentru ci? Că trebuie să ai și timpul tău. Trebuie să ai... Eu lucrez un job acum, de care de 2 ani jumate am avut o săptămână liberă. Da. Și credeți-mă că nu e ok nici asta. Nu e ok, ai grijă. Ai grijă cum faci. Vă mulțumim pentru telefoane. Din punctul meu de vedere, cred că un loc de muncă bun este nu doar cel în care câștigi bine și ești respectat, ci ai și ce să înveți de la colegii tăi sau de la alții și poți să progresezi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.